Printre sarmale, mai facem un tutorial mic. Bine ați venit la al treilea episod de tutoriale despre arcuri și săgeți. Ne propunem azi să vorbim puțin așa scurt și la obiect despre priza pe arc. Și o să ziceți probabil ce mare lucru, iei mână și tragi cu el. Nu e chiar așa, nu e chiar atât de simplu. Sunt două aspecte pe care trebuie să le ai în vedere la priza pe arc. În primul rând, e vorba de noțiunea de a torsiona arcul. De a, în loc să-l ții neutru aici, da? Ai tendința să-l torsionezi într-o parte sau în alta, de cele mai multe ori pe interior. Și atunci zborul săgeții va fi afectat de faptul că săgeata se lovește de acest raft lateral sau chiar de jos și va fi aruncată de pe raft într-un mod aiurea. Ea se va corecta în timpul zborului din cauza sau datorită penelor, dar inițial va fi aruncată de pe raft și nu vei obține același zbor și aceeași performanță. Și atunci trebuie să ai grijă să nu torsionezi arcul atunci când ții priza pe arc, nici stânga-dreapta, dar nici sus-jos. Aspectul ăsta de torsionare, din ce am observat eu, e afectat de tăria arcului. Și de-aia este o chestie foarte importantă pentru cei aflați la început, pentru că trag cu arcuri mai slabe, de o tărie mai mică. Cu cât arcul e mai puternic, cu atât e mai greu și să vrei, e mai greu să-l torsionezi când ești la ancoră. Și atunci, cei aflați la început de drum cu arcuri de 30-35 de pound sau chiar mai joase, sunt foarte vulnerabili la acest fenomen și se întâmplă să ai săgețile și arcul, tot sistemul de tragere, tuning la maxim, bearshaft tuning, paper tuning și așa mai departe și să fie perfect și să nu-ți iasă din cauza faptului că torsionezi arcul. Acum, a doua chestie importantă și care afectează zborul, comportamentul săgeții, este faptul că strângi foarte tare mânerul. Mânerul nu este o coadă de ciocan. Mânerul arcului este mai degrabă ca gâtul de la o chitară. Trebuie ținut relaxat ca să poți să obții din el performanța maximă. Altă chestie, nu te lupta cu mânerul. Majoritatea mânerilor, gen pistol grip, au un unghi, nu sunt sculptate perfect vertical. Au un unghi care îți permit să pui mâna aici, nu așa, drept, da? Să o pui la un unghi, că sunt 20 de grade, că sunt 30 de grade, că sunt 45 de grade, ce inclinație are, e calculată în așa fel încât să stea cât mai ergonomic în mână. Nu te lupta, nu încerca să aduci arcul la drept, strângându-l ca pe un ciocan. Mânerul e făcut să fie prietenul tău și nu e făcut să te lupți cu el și să-l strângi și să-l abuzezi. Și atunci, pentru o execuție corectă, cel puțin așa am învățat eu ABC-ul. Am fost autodidact într-un fel, m-am mai uitat și pe la tutoriale, dar din experiența proprie, pentru o execuție corectă și pentru a te asigura că nu torsionezi, atunci când începi procesul tragerii, da? Ești aici, în momentul în care ai apucat de coardă, deschizi mâna. Nu neapărat la maxim, eu vă arăt acum la maxim ca să înțelegeți despre ce e vorba. Poți să fii și aici și să o deschizi un pic, ca să-i dai voie lui să se ducă el pe direcția lui. Da? În momentul în care ai apucat, ții tensiunea din coardă, aici n-ai nevoie să strângi. Da? Ții tensiunea din coardă, pe măsură ce întinzi când ajungi la ancoră și anticipezi shot-ul, de-abia atunci îl ții puțin, dar doar atât cât să nu-ți plece din mână. Pentru că dacă îi dai drumul, oricât ar fi el de performant arcul, are un mic șoc și pleacă din mână efectiv dacă ții mâna deschisă. Și în felul ăsta începi să-ți educi chestia asta de a nu torsiona arcul. Pe măsură ce avansezi, nu mai e obligatoriu neapărat să deschizi palma atât. Da? Dar o faci în mod conștient, relaxat aici. Dar când ești la început, încearcă să tragi așa. Și când ajungi la ancoră, ții puțin de el și eliberezi. Cam ăsta ar fi
modul corect de a te asigura că nu torsionezi. Când ajungi la un nivel mai avansat, e instinctivă treaba, cum v-am explicat și cu ancora, da? Ajungi la un nivel mai avansat, nu mai stau conștient să deschid palma, să mă duc direct de aici și am executat frumos. Nu e mare lucru odată ce capeți această memorie musculară, pentru că și antebrațul e un sistem muscular foarte complex care are o dexteritate a lui, că de-aia suntem Homo sapiens. Asta la pistol grip. Se aplică la pistol grip. Există și alte tipuri de arcuri. Și nu am asiatice la mine astăzi, dar o să vă arăt un longbow care, după cum vedeți, nu are un pistol grip clasic. Are aici o mică adâncitură, dar nu are un pistol grip clasic. Nu poți să zici că e sculptat ca mânerul de la Kalashnikov, da? Atunci când la recurve, când pui mâna, te duci în cel mai adânc punct al mânerului și presiunea stă localizată undeva aici, în golul ăsta, la recurve, la pistol grip. Când e vorba de longbow, presiunea trebuie să stea uniform pe toată linia acestei palme, da? Și de asemenea nu mai e la unghiul ăla de 45 de grade sau 20 de grade sau cât o fi, e un pic mai la verticală. Și trebuie să ții cont de chestia asta. Asta e diferența între recurve și între pistol grip și un mâner de genul ăsta de longbow, da? Poate să fie și self bow, să fie total drept aici. Se aplică același principii, uniformă presiunea pe toată palma și la fel, ca să te asiguri la început, poți aplica aceeași metodă. Când îl ții aici, îl ții cu mâna deschisă, poți să-l ții din coardă, da? Pe măsură ce te duci spre ancoră, și când ești înainte de tragere, îl ții, aveți grijă că astea trebuie ținute puțin mai ferm, dar nu îl strângeți ca pe ciocan, trebuie ținute puțin mai ferm, are brațele lungi și automat are un feedback mai mare, adică are un zvuc mai mare. Singura torsiune acceptată este la stilul asiatic, corean, chinezesc, japonez, yumi, alea japoneze, până și turc, tătăresc, astea, mongole, stilul asiatic, unde se trage cu inel și nu am, așa cum vă spuneam, asiatic azi, dar o să încerc ceva cu longbow ăsta, sper să-mi și iasă, să nu-mi rup oasele, da? Vedeți că la asiatic, după cum știți, săgeata se pune pe partea opusă, da? Și o ții undeva aici cu degetul, iar priza este asta, deci nu mai este asta, este asta, cu degetul, da? E, aici apare, probabil că ați citit sau ați văzut, noțiunea de catra, acea rotire a arcului pentru a facilita fenomenul numit paradoxul arcașului, pentru a zbura mai drept. Și aici când întinzi, da, când îi dai drumul, rotești puțin de arc, faci acea catra, da? Asta trebuie studiată și mai în detaliu, e o întreagă școală, e o întreagă zenuială acolo, știi? Deci poți face... Asta e singura modalitate de torsiune acceptată la asiatic, unde faci catra. Stai puțin că săgeata asta nu știu ce are. Mai arătăm o dată. Uite cât de anapoda e să faci catra cu un longbow. Nu știu dacă-s primul în istorie, dar oricum. Da? Deci ești aici și faci așa, acea catra. Acea mișcare. Și astea, longbow-urile și asiaticele sunt la fel, proporționale ca greutate. Cu cât arcul este mai greu, mai puternic, cu atât e mai puțin vulnerabil. Cu cât e mai ușor, cu atât e mai ușor să-l torsionezi. Apar fenomene de deraiere a corzii, pe, mai ales la recurve, la ăsta mai puțin. Îți deraiază coarda dacă îl torsionezi prea tare. Brațele, lamele capătă deformație permanentă, acel limb twist de care probabil ați auzit, dacă tragi mereu cu arcul torsionat și strâns. La compound și acolo e o întreagă școală. La compound, având în vedere letoful și toate setările pe care le ai, toate avantajele pe care ți le oferă acei scripeți, punctul de contact cu arcul este unul foarte, foarte mic. Și ăia la compound trag ceva de genul ăsta, așa. Pentru că sunt și brațele paralele și au aproape zero șoc, deci nu se duce în față ca longbow. Și la compound e un punct, cu cât ai punctul de contact mai mic,
cu atât e mai bine la compound. Aici nu poți aplica aceeași logică pentru că zboară din mână. Cam asta despre torsiune, despre priza pe arc. Aparent e relativ simplu, dar dacă intri puțin în profunzime și în școală, sunt, după cum v-am explicat mai devreme, câteva chestii de care trebuie să ții cont. Și asta îți determină succesul, asta îți determină frustrarea în anumite zile. Atenție că apare și când ești obosit. Cu cât ești mai obosit, cu atât încearcă corpul să compenseze de undeva. Ți-a obosit spatele, umerii și încearcă să compenseze din antebraț și să strângi inconștient arcul. Deci apare pe finalul sesiunilor de antrenament. Ești vulnerabil la oboseală și strângi arcul sau îl torsionezi. Cam despre asta e vorba în acest episod. Vă salut!